Da. Sunt foarte mari de a se muta, începând din acest an cu activitatea la clădirea nouă. Așteptăm la multe alte instituții, de altfel, rectificarea bugetului național și dacă vom primi acea sumă de bani, vom putea realiza și recepția lucrărilor. Având în vedere că mai sunt doar două săptămâni până la începerea anului școlar, credeți că se va face rectificare și veți primi la timp banii ca să începeți anul școlar în noua locație? Sigur că da, speranța mare ultima, avem promisiuni că Ministerul Educației Naționale se va adresa cu privirea și către Clubul Copiilor din Roman și cred eu că de la 1 octombrie copiii își vor desfășura activitatea sezonului. De la cât? 1 octombrie sau în... Da, 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 da. A, de la 1 octombrie. De la începutul 1 octombrie. Acum 1 cred că dintr-o sâmbătă. Așa, de la începutul 1 octombrie. De ce sumă ar mai fi nevoie acolo? E undeva în jurul sumii de 140.000 lei.